Cum ați stăpânit toată povestea ca om, vreau să spun? La ce vă referiți? La care dintre povești? Nu știu care dintre povești, toate. Ambiguitatea veștilor despre coronavirus, ambiguitatea, incertitudinea personală față de lucrurile care vă înconjoară. În sfârșit, să gestionați o întreagă nebunie, toată universitatea, atâția oameni care așteptau semne. Da. Nu e simplu. Pe de altă parte, despre asta e management. Despre asta e leadership. Trebuie să ne facem treaba, mai ales în aceste condiții. Asta e șansa mea sau neșansa, nu știu. A fost să se întâmple toate lucrurile acestea la începutul mandatului meu, în primele luni de mandat, când oricum sunt multe lucruri care trebuie schimbate, cu care trebuie să te acomodezi. Dar eu cred că a fost bine, în sensul că am avut experiență suficientă, experiența unor instituții. Am condus o facultate, am condus Senatul, știu bine universitatea și cred că asta m-a ajutat. Fiind sociolog, mai înțeleg ce înseamnă procese sociale, rețele sociale, comunicare. Am avut o echipă foarte bună. Am și prorectori foarte buni, decanii sunt foarte buni și cred că e o echipă acolo rezonabilă la nivel de universitate, iar universitatea în sine e o instituție cu oameni care înțeleg lucrurile și care acționează bine. Mai avem de rezolvat prin zona administrativă probleme, dar cred că universitatea a reacționat bine. Pe de altă parte, am fost într-un context în care au fost și lucruri impuse. Toate aceste reguli care au venit de sus în jos și pe care le-am acceptat și ne-am adaptat destul de bine. Noi fiind universitate, în afară de marile reguli care țin de marile restricții, în interiorul lor nu ni s-au impus prea multe și asta n-a fost neapărat un lucru simplu pentru noi, încă a trebuit să ne adaptăm, să luăm decizii, să schimbăm proceduri, să, iată, chiar în această perioadă se fac tot felul de demersuri pentru a ne adapta examenele de licență, de disertație, de admitere la noile realități. Și nu e simplu, pentru că tu spui că faci un lucru bine și că muți unele foarte multe lucruri în online, dar îți vine cineva după aceea care consideră că îl dezavantajează faptul că nu se mai dă un examen scris la o facultate și că se iau în calcul doar note de la bacalaureat, și spune, stai un pic, eu am învățat nu știu cât timp și dacă n-ai procedurile toate respectate, aprobările luate la nivel de facultate, de Consiliul de Administrație, de Senat, aprobări de la Minister, te dă în judecată și îți poate anula un întreg examen de admitere. Deci toate lucrurile astea a trebuit să le facem și în scurt timp. Despre asta este, din păcate, criza. Dar știți ce? Unul dintre lucrurile care m-a făcut să accept totul cu anumită, fiind ponderat și chiar optimist pentru termenul mediu și lung. Au fost atâtea lucruri mai grave în istoria României, inclusiv în istoria recentă a României. Vorbim despre anii 90, păi incertitudinea era uriașă. Sigur că era o speranță foarte mare. Dar atunci, regulile, procedurile, toate astea, erau inexistente. Se trecea dintr-o dată de la un regim la o perioadă complet diferită și cu incertitudine uriașă. Au fost războaie în istoria României. Citeam mai înainte ce au scris colegii mei de la istorie, că în primul război mondial a fost o epidemie la care au murit sute de mii de români. Deci sute de mii de români între, dacă nu mă înșel, 2016-2017. A fost o molimă în special în Moldova. Deci au fost lucruri mult mai grave decât acesta. E o treabă serioasă, e o pandemie gravă, dar trebuie să trecem peste ea limitând efectele negative și făcând ce trebuie. Omul, ce a făcut omul? Cam același lucru, ce trebuie. Adică v-ați supus regulilor, înțeleg.
Că un lucru important e să te supui regulilor. Da. M-am supus regulilor, dar în același timp le-am și folosit. De exemplu, am fost activ. Am mers 2-3 zile pe săptămână la universitate pentru a face cu adeverință cu tot ce trebuie, pentru a face ședințele din birou, pentru a semna hârtii, pentru a lucra cu cei câțiva colegi care erau acolo. În același timp, am împărțit pe echipe administrația încă din primele zile astfel și am rugat ca la departamentele speciale să lucreze în birouri separate, astfel încât dacă, Doamne ferește, aveam un caz într-unul dintre birouri, ceilalți să poată duce lucrurile mai departe, pentru că dacă mi se întâmpla la contabilitate, la financiar, la resurse umane, în săptămâna de dinainte de salariu, nu puteau să plece toți cei care făceau hârtiile pentru salarii să lipsească 2 săptămâni de acolo și să stea în izolare. Și atunci am organizat lucrurile astfel încât să meargă. De asemenea, la facultăți, i-am rugat pe decan să organizeze permanențe. Eu am organizat cu prorectorii permanențe și fiecare lucrau de acasă. Cei care erau de permanență primeau telefon, pot să semnez hârtia asta și asta și asta și semnau. Și am ținut ședințe online tot timpul, am ținut ore. Și pentru că ați întrebat despre om, să știți că m-am încăpățânat și cred că minim 6 din 7 zile am făcut o oră de mișcare la bandă, pentru că una dintre consecințele grave ale acestei crize, să știți, este lipsa de mișcare pentru toată lumea. Ne schimbăm stilul de viață și asta o să coste la nivel de sănătate și, din păcate, chiar și de vieți mai târziu, pentru că lumea uită că pe cauze de mortalitate, mortalitatea aceasta, deși e mai mare acum, dar mortalitatea din cauza bolilor respiratorii este, din câte știu, a treia. Pe primul loc și pe locul 2 sunt boli cardiovasculare și cancer și alte chestiuni de genul acesta și într-o oră înseamnă 75% din decese. În România mor anual în jur de 260.000 de oameni. Deci trebuie să avem grijă și de celelalte cauze de deces și de aceea e foarte important ca oamenii să facă mișcare. Ce limite v-ați descoperit? Ce slăbiciuni v-ați descoperit în bucata asta de timp în care poate ați mers la facultate, poate ați făcut bandă, dar ați stat și singur, între patru pereți. Da, n-am stat singur, am stat cu familia mea și acesta a fost un lucru bun, dar am stat, sigur că mi-au lipsit părinții mei, am mers la ei doar pentru a le duce niște alimente, nici măcar n-am intrat în casă, la fel la socrii mei. Mi-au lipsit prietenii mei, dar am făcut sesiune în fiecare duminică la 5, un grup de prieteni am făcut o sesiune de, și la fel soția mea cu prietenele ei, o sesiune de, să zicem așa, de povești online, în fața unui pahar de vin sau de ce a vrut fiecare să bea, de bere sau de altceva, și am mai compensat. Însă interacțiunea umană directă e de neînlocuit. Ce vă lipsește? Ce ați simțit că vă lipsește din calități? Din ce defecte v-ați descoperit în perioada asta? Răbdare, nerăbdare, neliniște. Da, încă am știut, încă am cunosc defectele. Răbdarea am, aș fi vrut, am un anumit tip de, am o rezervă față de faptul că oamenii sunt exagerat de subiectivi în analiza contextului. Mă obsedează contextele în perioada asta. Oamenii uită de contexte, de exemplu uită cum gândeau înainte de criză, dar și cum gândeau în momentul T0, T1, T2. Toată lumea analizează lucrurile cu datele de la prezentul în care analizează tot. Și o să vedeți că se vor schimba multe trenduri. O să vedeți că se vor schimba multe criterii. Și că în etapele următoare ale crizei o să înceapă lumea să se uite, de exemplu, la Suedia, care are o altă abordare, care a avut restricții foarte mici și nu oficiale, care a dat sfaturi și care are morți, din păcate,
și orice persoană decedată presupune o tragedie și regretabil că se întâmplă asta, dar Suedia nu este între primele țări din lume ca procent la un milion de locuitori al numărului de morți. E ceva mai jos. Și s-ar putea ca dacă opțiunea Suediei va funcționa, într-o a doua sau a treia etapă să se pornească de la criteriile astea și în alte țări să apară întrebări, dar voi de ce n-ați făcut precum a făcut Suedia? Și nu sunt de condamnați cei care au avut alte opțiuni. Pentru că în momentul în care i-au luat deciziile, nu știau. Așa cum suedezii nu știu și riscă să fie condamnați de propriul public dacă lucrurile nu vor merge bine acum. Deci contextele mă obsedează puțin. Am comunicat cu studenții mei online, mi-am predat toate cursurile, dar am regretat că n-am avut mai mult timp să mă adaptez și mai mult la contextul acesta. Adică, de exemplu, să caut mai multe filmulețe, chestiuni din astea de care să întrerupă cum trebuie. Știu că nu rezistă generațiile lor fără pauză o oră și 40 de minute, că atât înseamnă echivalentul a două ore de câte 50 de minute. Știu că rezistă foarte greu și nu prea știu ce se întâmplă în spatele camerelor, pentru că după primele două săptămâni absolut toți și-au închis camera și doar vezi liste. Mă bucur că ați pățit-o și dumneavoastră. Clar. Și aș fi vrut să le pun să am timp și să le găsesc tot felul de filmulețe, de glume, și să le pun, dar online, ca să-i oblig să intervină mai mult în dezbateri cu mine, lucru care se întâmpla când eram față în față. Îmi lipsesc și studenții în amfiteatru, știți, adică față în față, și lor le lipsește interacțiunea de genul ăsta, pentru că am mai avut discuții cu unii dintre ei așa, tot online, bineînțeles, și mi-au spus că le lipsește. Nu știu exact ce defecte, poate și mai multă rigoare. De exemplu, încerc să mă gândesc cum aș putea să fac pentru a folosi timpul, pentru a utiliza ceea ce se numește multitasking și a face mai multe lucruri deodată, și încerc să mă gândesc cum să fac lucruri, ceea ce trebuie, făcând în același timp mișcare. Doar dând din mâini nu este mișcare. Așa că... Da, vă gândiți la o predare cu gimnastică, să faceți și gimnastică și predare. De ce nu? Nu mă gândeam la alte lucruri, dar merge și la predare. Deci, da. Asiaticii mai au momente în care fac pauze și în programul de lucru și fac gimnastică. Poate va trebui să ajungem și noi acolo. Iar mă întorc la om. V-a fost frică? Totuși. Mi-ați vorbit de reguli, mi-ați vorbit de organizare, de manager, ați făcut până și bandă, ați citit, v-ați adaptat nevoilor studenților online. Dar v-a fost frică? Mi-a fost și mi-este frică. De ce? Dar nu e o frică, să vă spun, care să mă domine. Dar e un sentiment pe care îl trăiesc. Mi-a fost frică de faptul că pot să apară cazuri în universitate și că ar fi fost mai complicat decât credeam. Am încercat să facem lucruri preventiv, de exemplu, am găsit o scară de cămin pe care de-abia o renovasem și pentru că nu erau ocupate camerele, le-am alocat pentru izolare în perioada de început. Unele chiar au fost folosite pentru autoizolare de unii dintre studenții care încă mai erau în cămine și care au intrat în contact cu alte cazuri, dar din fericire nu au fost testați ca fiind pozitiv, dar am avut chestiunea asta, dar vă imaginați ce se întâmpla dacă aveam la început un caz în universitate, Doamne ferește, de exemplu în administrație, se schimba totul în conducerea universității. A fost cineva care a intrat în contact cu altcineva și eram destul de îngrijorat, pentru că asta ar fi bulversat destul de tare funcționarea administrativă a universității. Și temerile mele mari acum se referă la viitor și la criza economică, vă spun. E foarte teamă de criza economică și de repercusiunile pe care le-ar avea asupra universității. Pentru că știu că nu va fi simplu atâta timp cât
nu funcționează economia, în special zona direct productivă, producția de bunuri și servicii, vor fi resurse puțin, mai puține și, și toată lumea o să sufere de la un punct de vedere. Și mi-e frică de momentele în care nu o să mai fie destule resurse și va trebui să luăm decizii care se referă, Doamne ferește, sper să nu fie cazul, la salarii sau chiar la disponibilizări. De asta mi-e frică, pentru că e tragedia oricărei persoane care are o funcție de conducere și are oameni în subordine. Să fii obligat să ajungi să nu le mai poți da oamenilor bani, Doamne ferește, sau să ajungi să le spui unora că trebuie să meargă acasă, că nu mai există un loc de muncă pentru ei. Sper să nu ajung acolo, dar dacă mi-e teamă de ceva, de asta mi-e teamă. Sociologia timpului. Cum ați văzut, cum s-au raportat oamenii la acest timp gol, năucitor de liber, în care pierzi, nu știi dacă azi e joi, mâine este sâmbătă. Cum ați văzut lucrurile din punctul ăsta de vedere? N-am avut foarte mult timp să reflectez din acest punct de vedere, dar sunt lucruri pe care pot să vi le spun. De exemplu, într-adevăr, săptămâna care e un construct social, săptămâna nu e legată de un ciclu astronomic, precum luna, anul, ziua care presupune ciclul circadian. Săptămâna e o construcție. Atâtea planete semnificate, corpuri cerești semnificative știau prin Asiria, astronomii acum vreo 5.000 de ani sau mai mult. De aceea, într-adevăr, și-a pierdut semnificația. Dar și programul zilnic și-a pierdut într-un fel semnificația. În același timp, e un paradox pe care îl văd oamenii, pe care l-au văzut oamenii și în trecerea, de exemplu, de la săptămâna de lucru de 7 zile la săptămâna de lucru de 6 zile. Paradoxal, pare că avem mai puțin timp. Am auzit aproape toți colegii mei care mi-au spus: domnule, e mai complicat și pare că am mai puțin timp acum cu predarea online, deci nu mai merg până la facultate și înapoi, nu trebuie să facem anumite lucruri, dar trebuie să facem altele. Pe de o parte, și cred că oamenii simt nevoia să compenseze un pic și atunci fac lucruri pe care nu le făceau neapărat înainte. Faci mișcare acasă, te dai drumul la un film, la un serial și îl vezi, pentru că noi așa, fiecare zi este un fel de duminică, dar în același timp e un fel de zi de luni. Zilele noastre sunt în același timp luni și duminică. Și aici e tragedia, pentru că simți că ai dreptul să te relaxezi precum duminica și că ai posibilitatea asta. Dar în același timp ai și obligațiile de a lucra așa cum o faci luni dimineața, când se strâng toate. Știți că luni toată lumea are ședințe, are. Și de aceea fiecare zi din perioada asta e cam în același timp, luni și duminică sunt foarte puține excepții și asta e o tragedie din perspectiva timpului. Și atunci ar trebui să avem un alt fel de management al timpului. De obicei, în perioada de criză, care apropo, este o criză aparentă. Noi avem doar crize de sincronizare. Noi intrăm în criză când avem un deadline, când trebuie să ne întâlnim cu cineva și am pornit prea târziu de acasă, când ne-am planificat prea multe lucruri într-un interval prea scurt de timp. Dar după aceea ne permitem să alocăm mult mai mult timp decât în trecut pentru chestiuni personale, pentru televizor, pentru alte lucruri. Deci avem perioade lungi în care nu avem crize și avem perioade mai scurte în care trebuie să facem lucruri cu alții sau să ne sincronizăm cu propriul nostru program, cu propriile noastre termene și atunci intrăm în criză. Deci e o criză mai degrabă de management al timpului decât de existență a timpului. Și exact asta se întâmplă și în această perioadă. Trebuie să schimbăm managementul timpului, trebuie să trecem spre multitasking, trebuie să ne sincronizăm cu ceilalți. Vă imaginați ce înseamnă într-o familie. De exemplu, să intre online 2-3 copii, să trească să intre și părintele care poate e profesor, altul mai lucrează și trebuie să intre cu șeful la serviciu online. Cum reușesc să o facă toți dintr-un colț decent al
al locuinței fără să interfereze cu ceilalți. Și asta creează probleme și impresia că n-am timp, că nu pot să-mi termin treaba, nu pot să fac lucrurile cum trebuie. Deși, ca să spun așa, timp există, dar nu există un anumit fel de timp. În același timp, cred că a fost pentru toată lumea și mai mult timp de calitate. Există un concept de genul acesta, timp pe care îl împărtășești cu alții, de obicei cu familia sau cu prietenii, și care îți face mare plăcere. Un timp care îți scurtează viața mai lent, adică în sensul că te bucuri atât de tare încât, știți cum se zice despre unii, că întineresc după perioada în care fac ceea ce le place. Fac lucruri care îi bucură foarte, foarte tare. Și au fost perioade din acestea pentru multe persoane în aceste două luni de, mă rog, nu știu, a trecut o lună și jumătate de izolare. Ați avut timp de muzici? Ați ascultat ceva deosebit? Am mai ascultat. De ce? De ce sunteți? Sunteți rocker sau? Mai pe acolo, da, mai degrabă pe acolo. Când stau la bandă, mai pun și chestiuni românești, gen Phoenix sau Pasărea Colibri sau altele, îmi mai pun și Pink Floyd sau Queen sau Beatles sau. Deci nu sunt strict într-o zonă, dar având tinerețea legată de anii 80-90, anii 80 în primul rând, sigur că sunt legat de o anumită muzică, anul 70. Filme? Ați văzut? Ați avut timp? Da, am mai avut puțin. Mărturisiți păcatul acum, la ce vă uitați? Filme istorice, de obicei. Nu prea îmi plac seriale, dar în perioada asta am mai văzut și seriale istorice. Seara. Deci ce sunteți? Pe ce sunteți? Ce ați văzut? Chestiile, vikingii, chestii din astea cu, cum se cheamă, căderea Constantinopolului, e ceva, Imperiul Otoman, așa, filme istorice despre Marea Britanie, mă mai uit la tot ce ține de Evul Mediu sau de modernitate, pentru mine e interesant pentru că erau alte ritmi și încerc să aduc și un pic de informație, deși astea sunt din perspectiva faptelor istorice, sunt destul de mult distorsionate. Dar în linii mari la asta mă uit. M-am uitat și la, de exemplu, am văzut Foi, care e un serial chiar despre Sigmund Freud. Sigur că tot e un pic romanțat acolo. Da. Lucruri de genul acesta. Cred că în medie am găsit așa vreo 2 ore pe zi în perioada asta pentru televizor. În general, seara înainte de culcare. Timpul de după ora 8-9-10. În locul emisiunilor românești de televiziune e mult mai bine să vedem. Ce viață e asta? Ce viață e asta să stai închis în casă? Ca sociolog, cum o vedeți? Cum o caracterizați? Excepțională, adică anormală din perspectiva normalității de multă vreme. Pe de altă parte, acceptabilă, v-am mai spus, să ne gândim la perioadele de război, care nu sunt chiar atât de îndepărtate. În ultima 100 de ani au fost 2 războaie mondiale. Să ne gândim la perioada aceea comunistă în care câte puteam să facem. E adevărat că mai mergeai la un meci de fotbal și la pescuit sau la nu știu mai ce în rest și nici măcar curent electric n-aveam, nu mai vorbim de posturi de televiziune pentru că nu era mai nimic mai. Butonam pe la Europa Liberă, mă ascultam 2-3 lucruri acolo. Și atunci nu e chiar atât de rău, dar e rău în comparație cu ce era acum câteva luni. Cu libertatea pe care o aveam, mai ales în perioada aceasta, primăvară, vară, și, repet, ceea ce cred că le lipsește tuturor, în primul rând, este interacțiunea umană.
faptul că poți să strângi în brațe părintele, prietenul, chiar și colegii, să le spui la mulți ani de ziua lor. La ce folosește? La ce folosește asta să-l iei în brațe? O, Doamne! În brațe, să-l iei de mână pe prieten. Chiar nu înțeleg care e rostul. Eu sunt sigur că înțelegeți foarte bine și că vă lipsește, dar faceți pe durul în această discuție și vă stă bine. Știm cu toții. Sunt lucruri pe care nu trebuie să le spunem. Le simțim. Emoțiile sunt într-un alt plan și în zona asta a emoțiilor se derulează criza. A emoțiilor transmise de cei care transmit informații, a emoțiilor de receptare a lor. Oamenii se uită cu mare emoție la cifre acum și câteodată nu la cele mai adecvate. De exemplu, în fiecare zi se dă numărul total de decese. Sigur că numărul crește. Nu ne dă nimeni numărul de decese în perioade similare pe anii trecuți, pe lunile trecute. Și de asemenea al emoțiilor pe care le trăim noi și câteodată nu le mai trăim, le inhibăm, care ne lipsesc. Deci toată criza, după părerea mea, e în mod, în etapa aceasta, o criză legată de emoții. O criză legată de emoții. Și va fi după aceea din ce în ce mai mult o criză legată de economie. O criză legată de problemele pe care le-a creat criza medicală și cu consecințele acestea emoționale. Dar trebuie să le ducem. Trebuie să o rezolvăm întâi pe cea medicală cumva. Toți să aibă conștiința împăcată că au făcut ce trebuie pentru a limita numărul de cazuri noi și după aceea să-i acordăm atenția cuvenită și celelalte. Însă din ce în ce mai mult ambele dimensiuni trebuie să conteze. Dimensiunea medicală a crizei și abordarea pe termen scurt și dimensiunea economico-socială și abordarea pe termen. Am descoperit însă minimum, exact ce ne trebuie. Pare să că economia nu o să mai funcționeze în parametrii anterior, tocmai pentru că am descoperit minimum, atâta. Va mai fi lăcomie după acest moment? Este lăcomie. Este lăcomie și acum. Uitați-vă, o să vedeți cifrele cu cât se comandă online. Sunt convins că cei care au resurse comandă online foarte mult. În același timp, gândiți-vă cât de mult s-au aprovizionat cu de toate oamenii și de aici probabil și anumite excese în așteptarea aceasta, în care nu poți să faci lucruri afară și atunci faci și tu în casă cu ceea ce ai acumulat acolo în vizuină. Ai acumulat mai multă mâncare, mănânci mai mult decât de obicei. Am văzut o glumă la un moment dat. E și perioada glumelor, avem timp mai mult și glume. Dom'le, am consumat de nu știu câte ori rezervele pe care le-am făcut pentru două săptămâni, rezervele de băuturi pe care mi le-am făcut pentru două săptămâni. Sau în ultimele zile am consumat de câteva ori rezervele pentru două săptămâni de băuturi. Deci mai sunt și lucruri de genul acesta, așa că lăcomia rămâne și va exista în continuare. Din păcate crește inegalitatea. Pentru că avem o inegalitate a accesului la resurse care se va accentua. Se va accentua mult și după criză, după aceea. Vor pierde și pierderile procentuale și pierderile în valoare absolută îi vor afecta mult mai mare pe cei care, mult mai mult pe cei care aveau puțin, pe cei care nu prea aveau. Și se va vedea mult mai puțin de la cei care au. De ce ne preocupă pe noi săracii? E o mare întrebare. De ce să mă preocupe pe mine săracul când mie mi-e bine? Sau, mă rog, mă descurc. De ce să mă uit și la sărac? De unde vine povestea asta?
Pentru că ne-am născut egal, ne naștem egal, Domnul. Un număr de ființe care au de trăit un număr de ani și au cam aceleași organe, da, un cap, două mâini, două picioare și organele interne sunt similare și, pe urmă, încep să vezi diferențele. Că unul s-a născut într-un mediu și altul în altul, că unul a avut anumite șanse, anumite oportunități și altul mult mai puține și se văd consecințele. Sunt atâția care nu au ce le trebuie, care mor de vreme, care trăiesc o viață plină de privațiuni și lucrul acesta nu e corect din moment ce pare că eram egali în momentul în care venim, am venit pe lume. Sigur că din alte puncte de vedere nu eram egali și nici nu trebuie să fim egali în sensul identității, dar trebuie să avem șanse egale și nu avem. Și șansele acestea devin și mai puternic inegale în perioada aceasta de criză. Și nu e în regulă pentru că există un anumit tip de solidaritate între noi. Nu mai spun de ceea ce am acumulat, de ceea ce am învățat, că depindem de ceilalți. Dacă depindem de ceilalți, dacă suntem ființe sociale, trebuie să și dăm, nu doar să luăm. Și ceea ce trebuie să dăm, vedem că nu, schimburile acestea, cât dă și cât primește fiecare, nu e echitabil. De acolo vine. Pentru că vedem categorii care nu merită să nu aibă și să sufere. Vedem copii care nu au avut timp să acumuleze și suferă. Vedem persoane cu dizabilități, vedem persoane în vârstă care suferă. Și simți că nu e în regulă, că dacă te-ai pune tu în... Empatia e o caracteristică a oamenilor. Și dacă ne punem noi în pielea celuilalt și ne gândim că șansa ne-ar fi putut sau neșansa ne-ar fi putut pune în pielea celuilalt, în situația celuilalt, nu ne-ar fi plăcut. Toate lucrurile acestea ne fac să ne pese de ceilalți care sunt, cum se spune, apropiații noștri. Aproapele nostru nu e doar cel foarte aproape de același sânge cu noi, cel din familie. Este și cel foarte aproape fizic, uman, nu neapărat genetic. Vecinul, colegul de serviciu, omul de pe stradă. Vezi un copil și știi că trebuie ajutat și vezi că un copil nu are pe cineva care să-l ajute. Vezi nedreptatea care se întâmplă la tot pasul. Mi-e groază de familiile în care există probabil și acum violență în familie în perioada aceasta de restricție. Cum ați văzut empatia în momentul acesta? Ați vorbit de empatie. Cred că ați urmărit... I-ați urmărit pe salvatori, ca să numesc așa. Au fost caractere, oameni puternici care au sărit peste propriile probleme, sensibilități și au intrat în jocul periculos cu COVID-ul. Da. Da, sunt foarte mulți oameni care sunt oameni, știți, care se dovedesc a fi oameni, nu doar animale. Nu doar categoria aceea din încă o categorie aparținând regnului animal. Sunt ființe umane educate, ființe umane care își înțeleg menirea și responsabilitățile și față de ceilalți. Sunt medici extraordinari, personal medical, sunt oameni simpli care ajută, care donează, care fac ce trebuie, care păstrează distanța. Deci sunt, cred că e, ca, nu știu cum să spun, cantitatea de empatie, media, deși nu poți să faci la emoții, să faci, să le măsori și să faci medii, dar și calitativ și cantitativ, cred că societatea a evoluat bine. Oamenilor le pasă de ceilalți. Asta nu înseamnă că nu există și egoiști, insensibili, dar cred că se întâmplă lucruri bune. Problema mare este aceea a decidenților și a deciziilor. În momentul în care ai pe cineva căruia îi pasă, de exemplu, dar nu e în stare să conducă un spital,
degeaba e acolo, chiar dacă îi pasă. La fel de bine dacă e în stare să conducă un spital, dar îi lipsesc empatia, emoțiile, la fel poate fi periculos. Și atunci ar trebui să avem peste tot manageri și lideri care au și competență, au și empatie.